noi toți de aici, din FC Botoșani, pentru că FC Botoșani este echipa faniona județului, indiferent cine o finanțează, și ca atare vă rog frumos să aplaudați FC Botoșani. Dar mi-aș dori să fie o echipă performantă și cred că și aici este rolul nostru, că dacă ai un conducător care nu găsește strategia potrivită, are nevoie de ajutoare. Ajutăm pe toată lumea. Eu am iubit FC Botoșani și când era în divizia C și am iubit-o și când era în divizia B și o iubesc și în divizia A și se poate să se întoarcă înapoi în divizia B, pentru că acolo am coperit în blocul lângă FC Botoșani, tatăl meu a jucat cândva la Constructorul Botoșani, care s-a transformat în FC Botoșani. Încă o dată, hai FC Botoșani! Mulțumim frumos că ai venit! Și mult succes antrenorului principal, că îl cunosc foarte bine, știu cât este de luptător și știu că va și găsi soluția să scape, că a zis cineva aici că este pe ultimul loc. Da, dar poți, ești pe ultimul, dar poți să fii și pe primul loc. Bun, am să mai fac un singur lucru.